Daniel și mie am găsit la un nou episod. Vă anunț că în acest video totul e 100% real, nimic nu e fake. Deci nu e fake. Ok, dar mai întâi vă las să vă uitați voi la un video pe care eu l-am filmat. Cred că veți râde când veți vedea. Vai, deci nu-mi vine să cred. Uitați la blocul, la blocul ăsta din față. Uitați. Uitați la blocul ăla de acolo, îl vedeți? Da, îl vedeți, blocul ăla de acolo. Păi uitați-vă și voi, într-o parte are doar un geam, frate. Vedeți acolo, are doar un geam, măi, doar un geam. Și restul e zid complet, e peretele ăla. Deci vă dați seama că blocul ăla are doar un geam. Fix în mijloc, bă, deci fix în mijloc. Frate, deci ce bloc, măi, cum să pui în aia de... Ok, deci nu știu la ce s-au gândit oamenii ăia când au construit acolo blocul, dar nu știu, are așa o singură fereastră fix în mijlocul peretelui. Deci e cam aiurea, dar na, asta e. Se mai întâmplă și chestii din astea. Bine, cu siguranță ați mai auzit și voi de numărul 888 și se zice că dacă sunt la numărul ăsta, îți răspunde Dumnezeu. Dar cu toții știm că nu este adevărat. Bine, asta este fake. Deci uitați, hai să vă arăt eu. Multe șmecherii pe internet au fost în care pur și simplu erau niște înregistrări sau au redenumit în agenda niște prieteni cu 888 sau chestii de astea, diverse metode. Dar, într-adevăr, dacă formăm numărul 888 și sunăm, uitați, eroare de conexiune, deoarece 888 pur și simplu nu există. E doar un număr, așa, un număr care nu există. Cred că e Vodafone Box sau nu mai știu ce era, mă rog. Da, nu ți va răspunde Dumnezeu în orice caz. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă sunăm la steluță 888. Deci vă spun că nu e fake. S-ar putea să nu meargă pe unele telefoane, deci pe unele telefoane nu merge, dar pe altele merge, pe al meu. Dacă nu vă merge la voi, încercați cu telefonul unui prieten sau telefonul părinților. Mă rog, vedeți voi. Și sunăm la 888. Să vedeți că și eu am fost surprins când am văzut ce se întâmplă. Se aude muzică, frate. Se aude muzică. Deci, se aude o muzică ciudată, nu știu, mă rog. Ok, eu i-am închis acum și dacă vreți sunați și voi să vedeți dacă merge. E destul de interesantă treaba. Nu știu cum vine chestia asta, dar mă rog, asculți muzică. E o muzică destul de neobișnuită, dar, na, puteți să o ascultați și voi. Ok, cam atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și nu uitați că acest lucru nu e fake. La revedere!